Mii de elevi din toată țara au revenit de astăzi la școală. După ce aproape 3 luni ei au fost nevoiți să facă lecții online din cauza pandemiei, în sfârșit au pășit pragul sălilor de clasă. Totuși, tradiționalele careuri nu au fost organizate în acest an, iar copiii au mers direct la ore. La liceul Mihai Viteazul din capitală, curtea școlii era plină de elevi. Nu vă țineți de mânuță, gata, de mână nu le ținem nimeni. Părinții care și-au însoțit copiii până la poarta școlii spun că micuții au fost instruiți să respecte măsurile de protecție împotriva răspândirii noului coronavirus. Vedeți, pandemia ne-a schimbat viziunea, așa că suntem deja cu mască, suntem în altă formă. Sunt unele restricții și cred că trebuie de respectat. Toate că lumea la noi e diferită. E puțin diferit. Copiii au fost instruiți bine. Eu am copii în clasă mai mare, a 3-a, 8-a, au fost pregătiți și cunosc cum să meargă. Mai interesant e ăștia care sunt clasele primare. E mai greu. Emoționați erau și viitorii absolvenți de liceu, deși nu au avut parte de ultimul careu de la început de an, ei s-au bucurat să revină la ore. Cum este ultimul an, credeam că să fie de neuitat anul acesta, dar va fi mai special pentru noi. Am fost foarte bucuroși să aflăm că o să putem să călcăm încă o dată pe pragul școlii, având în vedere că suntem absolvenți. Am așteptat foarte mult această decizie și am fost foarte bucuroși să ne revedem între colegi. Directorul instituției spune că au luat mai multe măsuri de protecție, astfel au fost amenajate mai multe intrări în școală și au fost instalate scanere care măsoară temperatura. Totuși, chiar în prima zi de școală au fost înregistrate și unele incidente. Având astăzi un caz când termometria n-a permis unui copil să intre în școală, am anunțat, părintele imediat a venit. Sper eu că trebuie să mai facem careva îndrumări părinților, fiindcă cum sunt... de studii 2020-2021 în instituțiile de învățământ și în legătură cu aceasta vom enunța care sunt condițiile de organizare, prioritățile și obligațiile noastre comune în condiții pandemiei virusului COVID-19. Dragi elevi și studenți, stimați părinți, cu emoție și dor vă urez bine ați venit la școală. Emoție pentru că bucuria revederii în acest an este una aparte, marcată de dificultatea momentului pe care îl traversăm și pe care ne-a ținut fizic atâta timp departe unii de ceilalți. Tuturor vă doresc un an școlar bun și rodnic, cu rezultate meritorii și alese împliniri sufletești. Astăzi ne reunim și acceptăm fără îndoială ideea că educația trebuie să continue. În acest an de studii 2020-2021, cu toții suntem conștienți că vom înfrunta împreună cele mai mari provocări educaționale. A fi împreună înseamnă a ne uni din nou acțiunile Ministerului, ale direcțiilor de învățământ, ale managerilor, ale cadrelor didactice, ale părinților și a întregii comunități. Vreau să fie limpede pentru toți. Cuvântul cheie pentru toți elevii, profesorii, directorii, părinții este responsabilitatea. Fiecare de noi este responsabil pentru sine, dar în contextul actual și pentru cei din jur. Vă invit să luați foarte atent și în serios regulile de conviețuire împreună în cadrul școlilor, pentru că doar astfel vom ieși învingători din această pandemie. Elevilor le spun simplu, respectați cu responsabilitate cei ce vă cer profesorii pentru că vă vor binele. Profesorii sunt alături de voi pentru a vă învăța materia de la clasă, dar și pentru a vă da sfaturile de care aveți nevoie pentru o viață sănătoasă. Profesorilor le spun că suntem alături de ei, îi îndemn să monitorizeze atent și empatic comportamentul elevilor în clasă și să îndrume cu profesionalism pe elevi în respectarea regulilor. Doresc anul acesta să fie anul în care să revalorizăm meseria de profesor și ca întreaga societate să-și dea seama de respectul pe care îl datorăm profesorilor. În contextul dat, menționez că este foarte important să păstrăm sănătatea profesorilor noștri, de care depinde realizarea procesului educațional. Dragi părinți, din postura de ministru vreau să vă asigur de un lucru. Toată vara, sub coordonarea Ministerului, atât directorii cât și direcției de educație și foarte mulți profesori au lucrat intens pentru ca această zi să fie una a regăsirii cu speranță și entuziasm, cât mai bine protejați. Am luat cele mai bune practici din alte țări, am organizat online Academia Cadrelor Didactice, care a avut un succes în jur de 20.000 de participanți și peste 1.400.000 de vizualizări. De acum și dumneavoastră, părinții, aveți o responsabilitate suplimentară în a-i sprijini pe copiii dumneavoastră să respecte toate regulile, protejând astfel familia. A fi împreună în cele din urmă înseamnă a aduce împreună întreaga societate din jurul școlii noastre. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării își propune în continuare 4 priorități fundamentale în acest an de studii. Primul este protejarea sănătății copiilor, elevilor, studenților și a cadrelor didactice și a personalului instituțiilor de învățământ. 2. Dezvoltarea spiritului de comunicare și informare din surse sigure în rândul elevilor, studenților, al cadrelor didactice, cât și al părinților. 3. Dezvoltarea educației digitale ca o premisă pentru o școală modernă și sincronă cu cerințele timpurilor. Și 4. Includerea deplină a tuturor copiilor cu nevoi educaționale speciale. Cu referire la pregătirea școlilor. Directorii, profesorii noștri și tot personalul școlii au făcut totul pentru a menține legătura cu elevii și treptat să readucă la școală. Acesta este motivul pentru care, în ciuda incertitudinilor legate de evoluția epidemiei, putem avea încredere în capacitatea noastră de a face față și ne asigura misiunea noastră educațională. Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, din cele 1252 instituții de învățământ, primar, gimnazial și liceal, publice și private, s-au redeschis fizic la 1 septembrie 2020 1233 de instituții cu aplicarea diverselor forme de organizare a studiilor. 19 instituții nu s-au redeschis fizic, dintre acestea 11 sunt în carantină, altele 8 din diverse motive, pentru care necorespunderea parțială cu cerințele ANSP. Precizăm însă că se vor redeschide fizic după 7 sau, după caz, după 14 septembrie. În continuare, prezentăm datele cu privire la modalitățile de redeschidere, care de la ultima noastră conferință au fost actualizate de către administrație în coordonare cu fondatorul. Modelul 1. Prezența în școală 100% a fost ales de 800 instituții de învățământ. Modelul 2, învățarea pe schimburi, 105 instituții. Modelul 3, învățarea combinată, zile de prezență și zile la distanță, 3 instituții. Modelul 4, hibrid, învățarea pe grupe, jumătate din numărul de copii în clasă, jumătate din numărul de copii la distanță, a fost selectat de 6 instituții. Modelul 6, online, a fost ales de 19 instituții. Repet, acesta este un model temporar, care este legat de situația de carantină în localitate sau în instituție. Și în sfârșit 7, modelul mixt, combinarea la nivelul treptelor de învățământ a modelilor 1-6, a fost ales de 314 instituții. În condițiile modelelor alese, 3.891 de cadre didactice din 28.000, ce aici constituie 7,19% din numărul total de cadre didactice, vor activa cu peste 1,35 normă didactică. Numărul de instituții care au nevoie de resurse financiare suplimentare este de 320. Instituțiile de educație timpurie. Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate în domeniul învățământului, din 1398 grădinițe publice raportate la moment, pentru 404 instituții, fondatorii au luat decizii de a redeschide. 994 din instituțiile de educație timpurie urmează să obțină decizia de redeschidere. În prezent, în aceste instituții se menține comunicarea cu familiilor și copiii de la distanță. Menționăm că informația este una dinamică și se schimbă în permanență. Dar acum venim cu o precizare importantă. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a venit cu câteva propuneri către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și în data de 28 august, prin hotărârea numărul 28, a modificat anexa numărul 7 a instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei COVID-19. Printre principalele prevederi acestea, programul de activitate al instituțiilor de educație timpurie va fi stabilit de către administrația instituției și coordonat cu fondatorul, autoritatea publică locală, cu asigurarea condițiilor de minimizare a riscurilor de infectare pentru copii și personalul instituției, alocarea timpului suficient pentru aerisire, ventilarea spațiilor, curățarea și dezinfectarea suprafețelor, inventarului, jucăriilor și materialelor didactice. Un alt moment este Numărul educatorilor și asistenților de educatori în cadrul grupelor de copii va fi stabilit de fiecare administrație instituției de educație timpurie în context pandemic. Și în sfârșit, cel de-al treilea moment, se recomandă ca copilul să fie însoțit spre și de la instituția de educație timpurie de către una și aceeași persoană cu vârstă mai mare de 16 ani. Atenționez public și în mod repetat. Părinții nu sunt obligați să achite taxă pentru procurarea dezinfectanților în instituțiile de învățământ. În instituțiile de învățământ profesional-tehnic. De numărul total de 91 de instituții, au optat pentru modelul 1, prezența fizică 100% în instituția de învățământ 27, modelul 2 în 2 schimburi 14, învățarea alternantă 4, modelul hibrid 7, învățarea la distanță online 32 de instituții, învățarea mixtă 39. Vreau să repet că în primele două săptămâni, instituțiile de învățământ profesional-tehnic își desfășoară activitatea educațională în regim online. Revenirea la studii se va realiza eșolonat, prioritar, pentru studenții anului întâi de studii. În învățământul superior. Urmarea reformei cu privire la fuziunea unor universități, la moment în Republica Moldova avem 24 de universități, dintre care 16 universități publice și 8 private. În scopul asigurării vieții și sănătății personalului universitar și a studenților, pe parcursul cel puțin a două săptămâni a lunii septembrie, instituția de învățământ superior, de asemenea, va realiza procesul de studii în regim online. În această perioadă urmează instruirea studenților anului întâi, în accesarea și utilizarea platformelor electronice universitare, precum și altor aplicații electronice utilizate de profesori în procesul de predare. Pe parcursul lunii septembrie, universitățile organizează cazarea etapizată a studenților în cămin pentru a nu aglomera imediat căminile, începând cu studenții anului întâi de studii. Fiecare instituție de învățământ superior care are în gestiune căminii și a elaborat un plan de curățenie și dezinfecție a spațiilor conform instrucțiunilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Cu referire la dezvoltarea spiritului de comunicare și informare din surse sigure în rândurile elevilor, studenților, al cadrelor didactice și al părinților. În acest sens vom asigura o comunicare activă în perioada dată. Vreau să vă anunț că astăzi a fost semnat ordinul cu privire la constituirea Grupului Național de Coordonare a Siguranței în Educație, compus din reprezentanții ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Organizației Mondiale a Sănătății din Republica Moldova, reprezentanți ai direcțiilor generale ale educației, directori de instituții, sindicate, UNICEF, Centrul Republican pentru Asistență Psihopedagogică, reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și reprezentanți ai părinților. Grupul Național de Coordonare a Siguranței în Educației va gestiona în comun dezbaterile cu privire la implementarea reglementărilor în cadrul instituțiilor de învățământ, va formula avize, opinii, indicații și linii de coordonare spre consiliile elevilor, studenților, precum și va defini, activa dezbateri cu sindicatele. Va asigura activitățile școlare care se desfășoară în conformitate cu măsurile de securitate prevăzute de actele normative în vigoare. Toate materialele destinate redeschiderii instituțiilor de învățământ sunt plasate pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la rubrica COVID-19. Compartimentul dat se va actualiza la necesitate. Ca să fim mai siguri că problemele se rezolvă, am activat linia verde la nivelul fiecărui raion. Pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării este publicată lista cu telefoanele specialiștilor din organele locale de specialitate în domeniul învățământului, care pot interveni și rezolva anumite probleme apărute. Serviciul de asistență raional-municipal, directorii instituțiilor de învățământ, vor raporta în mod regulat Grupului Național de Coordonare a Siguranței în Educație problemele de maxim interes și situațiile critice, completând online formularul verde de siguranță. Formularul verde la nivel național este destinat și cetățenilor care doresc să semnaleze anumite situații dificile în legătură cu relansarea procesului educațional în Republica Moldova. De astăzi, unele troleibuze și autobuze din capitală transportă doar elevii și copiii spre grădinițe și școli împreună cu însoțitorii lor. Chiar și așa, transportul destinat pentru ei nu a fost foarte solicitat, iar în majoritatea dintre acestea se zărea doar câte un elev. Unii părinți recunosc că au optat pentru transportul obișnuit, deoarece se grăbeau și nu voiau să stea în stație. Începând cu ora 6:50 și până la ora 9, fiecare al patrulea troleibuz de pe rutele 8, 10, 22, 24 și 25 este destinat doar pentru transportarea copiilor și a unui singur însoțitor de-al lui spre școli sau grădinițe. În cazul autobuzelor a fost făcut un orar special pentru mijloacele de transport care circulă pe rutele 5, 19, 23 și 26. Pe parbriz este indicat un marcaj special că transportul este destinat copiilor, iar ceilalți care vor să urce sunt rugați să aștepte următorul troleibuz sau autobuz. Este foarte bine că s-au separat oamenii care plec la serviciu și copiii care plec la școală și părinți care duc copiii la grădiniță. Poate să fie riscul mai puțin și poate să fie mai bine. Grăbesc, trebuie să plec și la serviciu și am de asta și nici nu am așteptat și așa 10 minute. Și sperăm să fie și mai mulți, destinat și nu numai într-o direcție, pentru că să fie în toate direcțiile. Suburbii ar fi bine. Unii pasageri susțin inițiativa, dar spun că transportul circulă rar. Dают тогда больше транспорта, чтобы люди тоже вот меня на работу. Сделано неплохо, чтобы одни школьники ехали бы один. Но если так сейчас как вот транспорт задерживается, это не, как говорится, не дело. Ну прости, Марь. Ты че? Я дорогая, я как ведется на дешевле. Давай. Asta poate și bine dintr-o parte, dar crezi că e deșeu. Вообще надо так детям, чтобы они с рюкзаками не мучились, не толкались, не стояли, никто не уступает место. Decizia de a asigura elevii cu transport destinat exclusiv lor a fost luată de Primăria Chișinău, iar inițiativa este una în regim de testare. Orarele de circulație pot fi accesate pe pagina web a Primăriei Capitalei, www.chisineu.md.